mulțumesc frumos. Ne bucurăm și mulțumim la voi. Tare bucurăm și mulțumim că ai venit. Spuneam mai devreme că promisiunea este promisiune. Și iată, clar, artiștii serioși sunt artiști serioși și atunci când promit un lucru se țin de cuvânt, deși știm că treci prin niște momente nu tocmai fericite, da? Ai trecut, ai trecut pe la spital. Te invităm să-i rog, nu te ținem mulțumesc foarte mult în picioare. Mai bine, ce conaca drăguță ce dorme pe ea. Să te luăm în brațe, să te pupăm, dar am zis să nu te... Unde să mă așez aici? Aici eu iau laptopul frumos, ca să fie, știi? Să fie frumos, facem curat, cum ar veni. Da, da, aș vrea să le spunem dragilor de acasă că tu nu te simți absolut deloc bine, chiar și în aceste momente tu faci eforturi pentru a chiar și a merge și a vorbi, pentru că în urmă cu doar câteva ore, nu, ai chemat ambulanța, spune-ne ce ți s-a întâmplat. Da, mă simt prost pentru că am niște probleme de sănătate și când zic probleme de sănătate, nu au început astăzi, au început câteva luni în urmă, eu tot am fost plecată prin țară, pe la părinți, pe așa mai departe. Și am neglijat puțin alimentația. Am sărit peste o masă, două, și am început să nu mai mănânc, opa, să nu mă mai alimentez. O să ne oferi imediat detaliile și ce s-a întâmplat și de la ce s-a ajuns în această stare destul de gravă. Însă până atunci, noi știm că tu ai niște probleme de ordin financiar. Eu? Și că există niște datorii, nu? Sau, așa se vehiculează. E, presa din satul mare, da, dragii mei. Păi și ce mi le plătiți voi? Eu am plecat din satul mare de la 16 ani. Stau în București, dacă vreți să verificați voi cei din București, că stai aici se dă ora exactă. Știi cum e, până la urmă, datoria are toată lumea, nu? Nu. Păi nu, tocmai asta e. Eu stau în București. Foarte mulți oameni vorbesc și poate vorbesc prostii. Exact. Și ar fi bine să știm despre ce este vorba, ce s-a întâmplat sau cum... Cred că cei din satul mare au rămas fără știri și m-au luat pe mine la puricat. Nu mi le plătiți nici voi, nu trebuie să vă interesați de mine... Chiar o duc foarte bine aici în București, unde sunt. Vă invit pe voi cei de la Antena Star, că sunteți un trus mare și pe voi mă pot baza, să vedeți că eu n-am datorii. Îi spuneau că sunt niște restanțe din ce știm noi, 2018-2019-20. Așa. Pe o, nu știu, ceva mai vechi. Păi verificat, dragilor, și dacă e, poate puneți mână de la mână, deci, voi cei de acolo și îmi plătiți datoriile, dacă știți voi că am eu datorii. Că nu era, se spune, adică spuneau că e o sumă de 5.000 și ceva de lei, de acum nu știu cât timp, și asociația de rocatari de atunci ar fi dat da, în judecată. Da, și 5.000 de lei ar fi o sumă foarte mare să asta plătesc și eu. Că până la urmă, când vorba aceea, te duci la un spectacol, poți să plătești aia. Deci este un fel de invenție? Da, să o băgăm pe Bianca în seamă. Dar te-ai războit vreodată cu asociația de locatari? Ai avut vreodată probleme? Ai avut un dușman în bloc acolo? Există un sâmbură de adevăr în... Deci eu stau în București. Eu am apartament în București. Asociația de locatari din București este foarte ok, mă, că mă mai cert eu cu ei, că, că nu vor să mă scoată de la întreținere, că-s plecată în țară o zi, două, deci, trei. Deci vezi, aici probabil ar fi adevărul în toată această știre. Deci eu nu, dar n-am făcut gen scandaluri mari să zic că m-am luat cu cineva la ceartă. Bine, în mod normal și dacă ești plecat de acasă, oricum trebuie să plătești, nu? Nu, eu de câte ori plec de acasă îmi fac foaie, vedeți că plec de acasă o lună, două, trei luni și da. Dacă se zice că poți să te scoți luna respectivă dacă depășești 15 zile. Exact. Și acolo mai devin micile discuții între mine și președintele blocului, dar până la urmă înțelege, chiar dacă nu se lea 15 zile, el poate să mă pună și de la jumătatea lunii să-mi facă calculul din spate, dar astea sunt niște chestii care nu s-a ajuns la datorii sau la chestii. Dar crezi că ar fi o răutate din partea lor, a celor de acolo, sau, nu știu, să zică că încerc, poate o invenție de-a lor, de faptul că... Problemă, trebuie să pape și ei, adică nu mă supăr. Lăsați așa cum e. Dar ai avut vreodată, tocmai pentru că ai spus că ai plecat din la 16 ani de acasă, da? Și că ți-a fost poate greu, nu? La 16 ani erai încă copil, o copilă. Da. Ai avut vreodată probleme cu banii? Ai avut vreodată, nu știu, datorii, sume pe care să le dai sau să nu te descurci cu banii? Nu, am avut niciodată probleme. Că tot vorbim de bani. Familia mea este o familie foarte bună, m-au susținut financiar tot timpul. Din ce am mai câștigat și eu, din ce am avut de la părinți, am dus-o bine, mersi. Așadar, răutăcioși și ciocumic. Asta este, nu are restanțe, ne spune. Și dacă aș avea, plătiți-mi-le voi, dacă tot așa Bianca, sunteți curioși de mine. Da, uite, să facem plătești tu, că uite, și artistă... Facem o tombolă, o tombolă. Dar dacă eu nu știu de ele, de ce să le plătesc? Exact, de ce nu știi, nu plătești. Da? Corect. Nu știu, n-am avut. Așadar, nu există această datorie, nu e datorie. Ștergeți de acolo. Ștergeți de acolo, da, ștergem, o să ștergem acum, că ne-ai lămurit tu. Dar revenind la oile noastre, să spunem așa. M-ați făcut să râd. Da. M-ați bine dispus un pic, dar da. Se spune că teoretic tu ar fi dat în judecată. Ai primit vreodată vreo înștiințare, ceva în cutia de poștă? Nimic, nu? Că așa nu există, nu? Nu m-a dat nimeni. Nu te-a dat nimeni judecată. Deci, dragii noștri, nu a dat-o nimeni în judecată, nu i-a venit încă hârtiuța sau nu o să-i vină deloc.
despre problemele tale de sănătate și despre, nu știu, poate banii, perioada în care poate n-ai câștigat bani suficienți din evenimente. Cum merg acum evenimentele tale, viața ta profesională? Să mai dat drumul la evenimente.